Domnul să binecuvânteze tineretul. Mulțumim Domnului că, uite, în seara aceasta i-a binecuvântat, au cântat extraordinar de frumos și am dorit ca și în inima lor, în inima noastră, să fie o armonie ca și cea care este în cer, înaintea tronului de slavă a lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, s-a citit din 1 Ioan, capitolul 2, un cuvânt foarte important și benefic pentru fiecare dintre noi. Și dacă o să citim cu mare atenție această epistolă a lui Ioan, prima dintre cele trei, o să observăm că există niște teste ale vieții de credință pe fiecare pagină, aproape în fiecare capitol există câteva teste ale vieții de credință. Cum putem noi să verificăm, într-adevăr, că suntem copiii lui Dumnezeu? Și vreau doar să fac așa o introducere la textul nostru și știu că în special la tineri și la, mai ales aici unde limba română se cunoaște mai puțin decât în țară, putem lucra foarte, foarte bine pe exemple biblice, ca acelea se și cunosc. Și după ce o să fac o scurtă introducere la textul acesta din 1 Ioan capitolul 2, textul care s-a citit, vreau să mergem în judecători în capitolul 13, 14, 15, 16, să vedem un exemplu pe viu în care a acționat fie lumea, iubirea de lume, că e vorba de iubire aici, fie alt fel de iubire, iubirea de Dumnezeu. Deci, epistola lui Ioan conține niște teste ale vieții de credință care se tot repetă. Sunt cel puțin două șuvițe, două categorii de teste pe care le propune Ioan în epistola lui. Sunt testele învățăturii sau ale doctrinei, teste doctrinare, teste ale învățăturii, și sunt teste care aparțin de domeniul moral. Cuvintele astea se înțeleg în orice limbă. Doctrină și morală. Ori, parcurgem de la capitolul 1 și până la 2 final, ca să putem să intrăm puțin în context. Testele doctrinare sau ale învățăturii vorbesc, în primul rând, despre Hristos, capitolul 1 cu versetul 1 la 4, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, adică la Iisus Hristos. Aici se vorbește despre învățătura, doctrina despre Hristos. Imediat în capitolul 2, cu versetul 18 în jos, se vorbește despre o altă doctrină opusă acesteia, anticristosul, adică anticristul. Dar revin. În textele doctrinare, în primul rând, apostolul Ioan vorbește despre Hristos. De la versetul 5 și până în capitolul 2 cu 2 vorbește despre păcat, o altă doctrină, o altă învățătură, despre păcat, ce este păcatul, cum se manifestă păcatul. Păcatul este întuneric spiritual și dă niște metafore și niște definiții ale păcatului. Dacă unii zic că n-au păcătuit, mint și așa mai departe, dă cazuri pe care el le-a întâlnit desigur. Imediat de la capitolul 2 cu versetul 3 încep testele moralei. Și aici vorbește apostolul Ioan despre ascultare, versetul 3 în jos, prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Merge până la versetul 6 cu această învățătură morală despre ascultare. Pentru că de la versetul 7 în jos, și acest pasaj include și ceea ce s-a citit în seara aceasta, vorbește despre un test al moralei și anume iubirea. De la versetul 7, prea iubiților, începe el să le vorbească. Versetul 10, cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, atenție, dragostea tatălui nu este în el. Deci observați, aici este testul iubirii, cel mai mare test.
Sfântul Augustin în cartea lui de Doctrina Cristiană, când încearcă, este primul tratat de interpretare biblică, de hermeneutică, atunci când încearcă să explice anumite cuvinte din Biblie care au mai multe înțelesuri și sunt foarte greu de înțeles, el spune că se rezumă orice cuvânt de aici, din Scriptură, la testul iubirii. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu și cauți în Biblie și zici, aha, păi în Biblie nu scrie cuvântul drog, așa că pot să mă droghez. Dar dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu scrie, zice în Scriptură că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Și atunci, din dragoste pentru Dumnezeu și față de cuvântul care el l-a rostit prin apostolii săi, pentru că atunci nu se cunoștea drogul, din dragoste pentru Dumnezeu, pentru apostol, pentru cuvântul lui, pentru viața viitoare, pentru templul acesta pe care ți l-a dăruit Dumnezeu, tu nu vei recurge la droguri, pentru că vrei să împlinești această învățătură a iubirii. Fraților și surori, sunt foarte clare lucrurile. Cuvântul care s-a citit, versetul 16, vreau să-l recitesc. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Aceste trei chestiuni, aceste trei ramificații, puritanii, autorii din secolul 17, 18 chiar, numeau aceste trei lucruri Trinitatea Lumii. Dumnezeu are și El o Trinitate pe care o știm și o adorăm, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar lumea, uite, care și ea o Trinitate. Și asta se numește pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Și la urma urmei, toate păcatele noastre se rezumă la una din cele trei forme ale Trinității Lumii. Fie la firea pământească, fie la pofta ochilor, fie la lăudăroșia vieții, acolo se concentrează toate aceste păcate care bântuie planeta. De aceea Domnul Hristos, ca prototip al lui Adam, al omului perfect, când a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul, a fost ispitit de trei ori. Plus că vin evangheliștii și spun că l-a mai ispitit în multe, multe, multe alte chipuri, nu le știm, nu mai sunt consemnate că au fost și altele. Dar astea trei care sunt importante ne vorbesc despre un Hristos care s-a opus Trinității Lumii. Și atunci când diavolul vine și spune, transformă pietrele astea în pâine, Domnul Hristos i-a spus clar, eu nu trebuie să urmez pofta firii pământești, deși mi-e foame. Deși Dumnezeu a lăsat o nevoie fundamentală în mine și spune un sociolog că există în trupul nostru, în ființa noastră, 14 nevoi fundamentale, printre care e și nevoia de a respira, e și nevoia de a mânca și de a bea apă și 14. Și când vine diavolul și te ispitește cu pofta firii pământești, Dumnezeu ți-a trasat o rație, atâta poți să mănânci, atâta poți să bei. Și tu dacă treci limita, ajungi la îmbuibare și ajungi la pofta firii pământești. Hristos Domnul era în pustie, îi era foame, diavolul l-a ispitit cu pofta firii și a zis, transformă pietrele în pâine. Și Domnul a zis, îmi pare rău. În Biblie scrie altceva, că omul poate să trăiască cu orice cuvânt care se coboară din gura lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să te ascult pe tine. Eu nu trebuie să ascult pofta firii pământești. Nu trebuie să-mi ascult nici măcar o poftă naturală, legitimă, care locuiește în mine. Și în urma postului eu cer mâncare, trupul ăsta îmi cere mâncare. Nici măcar asta nu o să o ascult. Eu vreau să-L ascult pe Dumnezeu și nu pe tine, Satan. Și a biruit pofta firii. Plus că vine diavolul și spune, auzi, uite aici pe muntele ăsta foarte înalt, îți arăt toată lumea, toate împărățiile, toate împărătesele, toate femeile frumoase, tot ce este mai atractiv, mai sclipitor în lumea asta și ți le dau ție, închină-te mie. Și Domnul Hristos spune, îmi pare rău, nici aici nu te pot asculta, tu ești pofta ochilor. Eu vreau ca ochii mei să-L privească pe Dumnezeu și numai Lui să mă închin și numai Lui să-I slujesc. Pentru că El este Tatăl meu. Și apoi diavolul l-a ispitit, cum bine știm, că l-a dus pe streașina templului și a zis, aruncă-te de aici. Și a citat din Psalmul 91, că vin îngerii și te prind pe mâini.
Și a zis Domnul Hristos, și vedeți, asta e o aluzie la cei care se sinucid aici. Da, da. Domnul Hristos a știut că există niște trepte și poate să coboare de la înălțimea pe niște scări, pe niște trepte, și nu l-a ispitit pe Dumnezeu să se arunce în gol și să spună, dacă Dumnezeu mă iubește, să mă țină. Nu, nu, nu. Ți-o dat Domnul logică, ți-o dat minte, au pus niște trepte acolo, oamenii le-au construit și tu poți să cobori frumos și să stai printre oameni, nu să te dai în spectacol, nu să sari de pe streașina templului și să te vadă oamenii și să zică, mă, ce om extraordinar este omul acesta. Observați aici, Domnul Hristos a biruit lăudăroșia vieții. Și m-am uitat puțin și vreau să citesc tot în sensul acesta și tot în Noul Testament și apoi vreau să mergem în Vechiul. 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă, spune Pavel lui Timotei, vor fi vremuri grele. Vremuri grele cu oameni ușori. Cam astea sunt lucrurile care le spune Pavel aici. De ce? De ce vremuri grele? Căci oamenii vor fi, și da aici mai multe chestiuni, mai multe păcate, și știți ce am citit printre ele? Sunt trei tipuri de iubire pe care oamenii le vor avea în vremurile din urmă și le au astăzi. Și sunt trei tipuri de iubire instituite de Dumnezeu pe care oamenii nu le mai au, din păcate, în general, astăzi. Și-s vremurile din urmă, zilele din urmă, și anume, zice, oamenii vor fi iubitori de sine. Nu vedem aici că oamenii sunt contaminați de lăudăroșia vieții când se iubesc pe sine? Eu, eu, eu și numai eu. Cuvântul acela biblic, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, și cântarea noastră, la unii, în gura unor ar suna așa, din mine, prin mine și pentru mine sunt toate lucrurile. Răstălmăcirea Bibliei, pentru că e lăudăroșia vieții la putere. Spune Pavel aici, vor fi și iubitori de bani, oare nu vedem aici pofta ochilor? Să vadă cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mulți bani. Și ăștia-s oamenii din ziua de astăzi care sunt contaminați de pofta ochilor. Să vadă, măcar că aurul și banul n-are niciun gust. Dacă îl pui în gură, n-are absolut niciun gust. Absolut, insipid, rău. Dar oamenii au o plăcere interioară, se bucure, ochii. Și apoi spune aici, versetul 3. Fără dragoste firească, ar trebui să aveți, spune Domnul, oameni din secolul 21, dragoste firească, să vă iubiți soțiile, soțiile să-și iubească soții, copiii, părinții, părinții, copiii, dar nu există. Asta e o dragoste firească instituită de Dumnezeu, dar oamenii vor fi fără dragoste firească. Plus, tot versetul 3, ultima parte, vor fi neiubitori de bine, oamenii nu vor iubi binele, nu le va plăcea de binele care l-a instituit Dumnezeu în lumea noastră, binele e unul singur, Dumnezeu. Versetul 4, iubitori de plăceri, uite pofta firii aici, iubitori de plăceri, și zice, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Și acest verset stă ca o fantasmă deasupra bisericilor lui Dumnezeu, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu, îi cântăm că îl iubim, predicăm despre el, cântăm despre el, ne rugăm lui, recităm despre el, avem discuții despre el. Dar marele pericol este să-mi iubesc mai mult plăcerile mele decât să-l iubesc pe Dumnezeu. Și ăsta planează acest pericol deasupra bisericilor lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ferește-ne de așa ceva. Fraților și surori, haideți să trecem repede în Vechiul Testament, în Judecători, și să vedem puțin câteva chestiuni practice din viața omului lui Dumnezeu, Samson. Este un om controversat, nu știu de ce a găsit Dumnezeu, el știe mai bine, nu știu de ce l-a așezat în Evrei, în capitolul 11, în galeria oamenilor credinței, dar asta e problema lui Dumnezeu și nu e problema noastră. Ne uităm la acest om al lui Dumnezeu, în viața lui a avut exact două strigăte consemnate pe paginile Scripturii. Judecători, capitolul 15 cu 18, spune despre el, fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis. Deci observați, acesta este primul strigăt din viața lui Samson.
în capitolul 16, cu versetul 28, există un al doilea strigăt al lui Samson. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine. Ei, toată viața lui Samson se grupează, culisează, se învârte în jurul acestor două strigăte. De aceea mesajul meu în seara asta, ca să fie mai rapid asimilat de către tineri, este acesta: strigăt înaintea ultimului strigăt. Au fost două. Și a avut Samson un strigăt atunci când era bine și când era pe culme, dar a avut un alt strigăt, strigătul de lebădă, cântecul de lebădă, înainte să moară. Ăla a fost ultimul strigăt. Și am căutat în viața lui și am zis: Doamne, ar fi trebuit între aceste două strigăte sau înaintea lor să mai existe și altceva în viața acestui om, cum bună oară există în viața fiecărui căutător sincer de Dumnezeu. Și anume, un strigăt care n-a existat în viața lui Samson a fost strigătul călăuzirii. Și capitolul 14 ne vorbește despre inexistența acestui strigăt în viața lui Samson. Trebuia să existe, n-a existat. Strigătul călăuzirii, al conducerii divine, al luării lui Dumnezeu de mână, să-l ia de mână pe Samson și să-l ducă și să-i spună: uite, aici te vreau, asta e binecuvântarea ta. Când s-a născut Samson, ne spune capitolul 13, în familia lui Manoah, i-au dat un nume frumos care înseamnă soare mic, soare mic. El făcea aluzie că este desprins din soarele neprihănirii care este Iisus Hristos, Domnul, care este Dumnezeu. Făceau aluzie la soarele nostru, la Hristos. El era un soare mai mic, era un izbăvitor pentru evrei. Evreii erau asupriți și loviți și bătuți de filisteni. Și omul acesta, ne spune capitolul 13, undeva pe final, a fost pus, luat de Duhul Sfânt și pus, versetul 25, între Țoreia și Eștaol. Țoreia era locul nașterii lui Samson. Eștaol înseamnă, în traducere biblică a Vechiului Testament, înseamnă rugăciune. Ori ne vorbește în chip simbolic fiecăruia dintre noi că suntem tineri, că suntem bătrâni, că Dumnezeu ne-a destinat în lumea asta ca să luminăm. De aceea Domnul i-a spus ucenicilor: v-am pus ca o cetate pe un munte ca să luminați, ca și Samson, ca și soarele mic, dar nu ca și el, ca și soarele neprihănirii, Iisus Hristos Domnul. Și Domnul ne-a luat și ne-a pus ca și pe Samson să fim niște izbăvitori în poporul lui. Și între Țoreia, adică locul nașterii noastre, care este Golgota, Samson s-a născut la Țoreia, era locul nașterii lui, locul nașterii noastre este Golgota, unde ne-a născut Hristos în suferințele lui. Și Eștaol, care înseamnă în traducere biblică rugăciune, aici ne-a pus Dumnezeu, de la Golgota la rugăciune, de la rugăciune la Golgota. În viața asta de rugăciune și de părtășie cu Dumnezeu strălucim ca niște lumini în lume, slăvit să fie Domnul. Și Domnul a luat pe acest om, pe Samson, și a vrut să-i vorbească. Culmea că n-a existat în viața lui strigătul călăuzirii. Dumnezeu încearcă omului ăstuia să-i vorbească în mod deosebit, în multe circumstanțe, și anume, spune capitolul 14 cu versetul 1 că s-a coborât la Timna și a văzut o fată, și fata nu era din casa lui Dumnezeu, era dintre fetele filistenilor. Ori când a văzut-o el, trebuia să fie în primul rând călăuzit prin cuvântul lui Dumnezeu. În Deuteronom, în capitolul 7, spunea Domnul prin Moise, dacă nu greșesc cu versetul 3, să nu vă luați nicio fată dintre fetele țării, voi să vă căsătoriți în semințiile lui Israel și aici, între voi, nu în lume. Și omul acesta, călăuzire prin cuvânt, zero, strigătul călăuzirii, zero, nu exista. Plus că Dumnezeu,
nu ne vorbește numai prin cuvânt, El vorbește și prin Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt îl mișca la Mahane Dan între Țorea și Eștaol, și dacă Duhul Sfânt îi vorbea în inima lui și spunea, nu te duce la filisteni, el totuși calcă peste îndemnul Duhului Sfânt care încerca să-l țină acolo în granițele respective și pleacă, calcă granița, se duce în lume și ajunge rău. Plus că Dumnezeu mai vorbește și prin părinți, de aceea scrie în Biblie să-ți cinstești părinții. Și dacă vin părinții și spun, măi, băiatul ăsta, fata asta, nu-i de tine, măi. Așa i-au zis lui. Și știți ce le-a spus? Îmi pare rău, zice, eu sunt călăuzit de ochi, pofta ochilor. Zice, a văzut o femeie. Și apoi sunt călăuzit și de firea pământească. Ia-mi-o că-mi place. Mie-mi place și gata, să-mi placă mie. Când au văzut părinții și culmea că Dumnezeu a mers mai departe și a încercat ca și pe Balaam să-l blocheze și să-l oprească din înaintarea lui și a trimis înainte un leu tânăr mugind și Dumnezeu te călăuzește și prin circumstanțe, frate și soră, pentru că s-ar putea să-ți vorbească Domnul într-un mod deosebit. Eram copil și un tânăr de la noi voia să se căsătorească, era proaspăt botezat, proaspăt pocăit și a găsit pe o fată în biserică. Ea îi zâmbea, el s-a bucurat, a zis, uite, îmi dă cineva atenție și mie. Și s-a dus un bătrân din biserică și a zis, măi, fii atent că asta e Dalila. El nu știa cine e Dalila și ce înseamnă Dalila. Și s-a dus tocmai la părinții fetei să-i întrebe ce înseamnă Dalila. Băi, dar cine ți-o zis ție de Dalila? Păi uite, fratele Cutarius, că fata voastră, vai de mine ce s-o iscat acolo în biserica aceea că au ajuns pe la comitet cu discuții, cu probleme, cu cereri de scuze și așa mai departe. Dar vedeți că Dumnezeu, chiar dacă pe tânărul ăsta a vrut să-l călăuzească în mod părintește, printr-un părinte spiritual, n-a stat nepăsător. A mai trecut un timp, fata iarăși a încercat ceva cu băiatul, n-a reușit. Și a mai trecut poate un an de zile. Și era ziua de naștere a fetei și băiatul s-a întâlnit cu ea. Și fata a zis, știu că ai la pocăință doar câțiva ani și m-am gândit să-ți fac un cadou eu de ziua mea. Uite, îți dau o Biblie. Și a luat tânărul nostru Biblia. A închis ochii și a zis, Doamne, o deschid în numele Tău, vorbește-mi despre fata asta, ce-i cu ea. Și când deschide, citește. Dalila a zis a treia oară lui Samson. Era verset biblic. Și era a treia oară când încerca diavolul să lege de fata aceea. Apoi ea s-a și lăsat de pocăință, s-a dus în lume fata. Dar uite, Dumnezeu i-a vorbit lui, ne vorbește nou, i-a vorbit lui Samson. Și îl vedem aici pe omul acesta că nu se lasă călăuzit. Și capitolul 14 finalizează parcă cu un eșec și căsătoria lui Samson cu filisteanca. Și pe lângă pofta firii și pofta ochilor apare lăudăroșia vieții. Fratele Samson începe să spună ghicitori, începe să se laude că cine a fost el, cum a reușit să termine pe leul acela care i-a ieșit în drum și așa mai departe. Și se termină strigătul călăuzirii zero. În capitolul 15 avem acest strigăt despre care am vorbit, un strigăt al cererii care este maxim. Omului Dumnezeu la început este la fel, condus de firea pământească. Merge să-și întâlnească nevasta, îi duce cadou un ied. Vă dați seama ce diferență de cultură atunci și acum. Dacă te duci acum la o fată să-i faci un cadou, poate îi duci un buchet de flori sau îi duci un cadou mai așa. El i-a dus o capră. Așa era atunci. Era o societate agrară și era foarte ok să duci o capră la o femeie. Nu era nimic aluziv, nimic rău, i-a dus. Dar n-a mai găsit-o. Și negăsind-o, se enervează și prinde vulpile și dă foc la holdele filistenilor. Și imediat după aceea îi bate pe filisteni, aici e lăudăroșia vieții. Dar după aceea ajunge în impas și sete lui Samson.
și începe să strige, versetul 18, strigă către Domnul: Doamne, Tu ai îngăduit o mare biruință prin mâinile mele, acum să mor de sete aici, și Dumnezeu crapă stânca exact ca și în pustie pe timpul lui Moise și dăruiește apă din stâncă. Și ăsta-i strigătul lui Samson, la care Dumnezeu ascultă cu 100%. Dar mergem mai departe și în capitolul 16 îl găsim pe Samson într-un strigăt al căderii, al căderii, care iarăși este zero. A căzut în mreajele unei femei, spune aici, la Gaza. Cade și în mreajele lăudăroșiei vieții, după ce merge la femeia asta, la miezul nopții se ridică, scoate porțile din țâțân, le pune pe umăr, urcă muntele Hebronului, vrea să le demonstreze filistenilor că și el are putere și duce câteva tone în spinare și le pune pe vârful muntelui să aibă și muntele porți, că n-avea porți, și atunci să le demonstreze cine e el. Dar... Știți ce s-a întâmplat aici? Samson își pierde în brațele Dalilei, că apare o altă femeie cu numele de Dalila. Samson își pierde în brațele Dalilei ochii și își pierde, putem zice noi, și relația cu Domnul. Pentru că tot m-am mirat eu, Doamne, dar puterea lui stătea în păr, așa cum îi zice el, nu. Erau niște principii ale nazireatului pe care el le-a încălcat. Printre ele era și unul ca să nu-ți razi părul. Acesta a fost ultimul principiu care i-a rămas lui Samson. Ultimul. S-a pângărit cu mierea din trupul leului, s-a pângărit sorbind băuturi amețitoare la nunta lui, a încălcat principiile nazireatului foarte flagrant. Și a rămas bietul Samson doar cu părul lui, care îl mai ținea de principiile alea, dar el era deja murdar în suflet. Și când Dalila s-a uitat și a zis: te rog, spune-mi, care ți-e secretul, unde ți-e puterea? El încearcă să facă teologie cu ea și am întâlnit tineri care au căzut pe panta aceasta și au zis: mă duc să-i spun din Biblie la fată. Băi, lasă-mă o fată să-i spună la o fată din Biblie. Nu te duce, tu ești mare evanghelist. Acum, dintr-o dată, s-a dus Samson să facă teologie cu fata și a zis de 7 șuvițe, de cifra 7, cât e de sfântă, cât e de perfectă, și fata până la urmă, femeie, nu era fată, era o femeie stricată, i-a luat șuvițele, le-a împletit, a încercat să-l descoase, până la urmă se apropie de sufletul lui și el primește o neliniște de moarte și sufletul lui este în fiare acolo și foarte stresat omul ăsta. Și după ce ea reușește să radă șuvițele părului, după ce la doarme pe genunchii ei, își încasează cele 60 de kilograme de argint și după aceea îl dă pe mâinile filistenilor. Și apare ultimul strigăt, strigătul căinței. Dacă l-ar fi avut pe al călăuzirii, ce frumos ar fi fost! Dacă l-ar fi avut pe al căinței, era extraordinar, nu mai trebuia să-l aibă pe ăsta ultimul. Atunci când a căzut, trebuia să-l aibă pe strigătul căinței, nu acum, la final, la final de viață. Este folosit de filisteni pe post de măgăruș. Poate că ați fost în anumite locuri de unde se extragea sare de sub pământ. Și mai sunt încă niște cricuri așa, făcute, fabricate de oameni. Și ne arată, băi, zice, uite, aici se punea un cal într-un ham și se învârtea așa în cerc. Și scotea la suprafață cu un sistem așa de pârghii și de benz, așa, scotea sarea sau cărbunele. El este folosit de filisteni pe post de măgăruș, pe post de cal, și se învârte în jurul unei râșnițe unde vedeau filistenii să-și aducă grâul, să-și facă făină sau să-și aducă altceva și să mărunțească. Și el acolo. Și la un moment dat, spune Biblia, îi crește și părul, dar îi crește mintea, îi vine mintea la loc. Și când este în situația respectivă, imediat își îndreaptă privirea spre Domnul și începe să vorbească. Și fraților și surori, să știți că avem un Dumnezeu milos, care dă a doua, a douăzeci, a doua mia șansă, dacă e cazul. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Problema noastră e să nu ajungem ca și Samson, prinși de firea pământească, de pofta firii, de pofta ochilor, de lăudăroșia vieții, și să ajungem să spunem ca și Samson: ce strigă trist,
Doamne, adu-ți aminte! Adu-ți aminte că eu altădată am predicat în biserică, altădată am cântat, altădată proroceam, altădată eram plin de Duhul Sfânt, altădată eram omul tău, acum sunt nimeni, acum nu mai am ochi, acum nu știu dacă mai am mântuire, adu-ți aminte de mine. Și Dumnezeu și-a adus aminte de el. Fraților și surori, vă mai spun o întâmplare scurtă, și apoi vreau să pun punct. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al celei de-al doua șanse. Era în Cluj un frate care a căzut de la pocăință și în căderea lui a ajuns să vândă țuică, alcool, tot felul de băuturi spiritoase, dar să și bea din ele. Și după ce a băut din ele a ajuns la păcate mai mari. Și 10 ani a fost în căderea asta oribilă. Și știți prin cine a vorbit Dumnezeu? Printr-o vrăjitoare. Nu ne vine să credem. De multe ori Dumnezeu îl ia pe diavolul și îl pune să tragă la carul lui. S-a dus cu un prieten în față la o vrăjitoare undeva într-un munte și a zis: vreau să-mi ghicești viitorul, eu nu mai am Dumnezeu, dar îmi trebuie să știu viitorul. Și femeia aia la prietenul i-a zis, diavolul ți-a zis asta, 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 asta. Dar se uită la fratele, fostul frate, căzut de 10 ani. Zice, nu știu ce să-ți spun, că tu ești încă în ceata răstignitului. Când a auzit el lucrul ăsta, a ieșit plângând din casa unei femei murdare în suflet, a unei vrăjitoare, și a început să strige, Dumnezeu încă nu m-a lepădat, Dumnezeu încă nu m-a șters din carte. S-a dus în Cluj, pe Carpați, la biserică și a zis, faceți ce vreți cu mine, excludeți-mă 10 ani dacă e cazul, nu mă interesează, eu nu mai vreau să cad niciodată de la fața lui Dumnezeu, Dumnezeu încă nu m-a șters din carte, Dumnezeu încă mă iubește, Dumnezeu încă mi-a dat o șansă, mare este Dumnezeul nostru. Așa că fraților și surori și iubiți tineri, știu că am trecut și eu pe aici. După ce diavolul vine și te ispitește, zice, gata, nu mai ai nicio șansă, cazi mai jos, du-te mai jos, du-te până în adâncul iadului, că tu nu mai ai șansă. Și după ce te-o dus jos, jos, jos de tot, vine diavolul și zice, acum ia-ți viața, că nu mai are rost să trăiești. Ăsta-i diavolul, e minciuna diavolului. Dumnezeu, câtă vreme ai viață în tine, te iubește. Un om împietrit, omul acela nu mai simte nimica. Un om căzut din credință este bolovan. Ăla nu mai simte nicio mustrare de conștiință. La acela nu-i mai funcționează conștiința. Ăla e o brută, e un diavol, e un demon. Dar dacă ai o părere de rău, dacă vine cineva și spune, mă, aici n-ai făcut bine, înseamnă că încă Duhul lui Dumnezeu ți-a activat cugetul tău și încă Dumnezeu este la lucru. Așa că, Doamne, cercetează tineretul. Amin.